Bun găsit tuturor! Eu sunt Florin și azi despre ce concurenți ar putea fi propuși spre eliminare în gala următoare. Din start spun că aceasta nu este o informație, ci reprezintă opinii personale. În acest moment, fetele cred că au 3 opțiuni de vot: Bogdan, Alin și George. Cum pe Bogdan l-au făcut lider în această săptămână și astfel urmează să fie protejat în gala de duminică, atunci singurele opțiuni nu pot fi decât George sau Alin. Iar Alin a mers glonț către Xenia, care știm bine că după revenirea din vacanță a virat și ea către Alianța Bandiților, atunci putem presupune că și el ar putea fi protejat în fața propunerilor spre eliminare. Așadar, singura variantă ar rămâne George, dar care neașteptat a primit ajutor din 2 părți. Prima ar fi Kinga, care este posibil să ia apărarea în fața fetelor. Pun este posibil pentru că la Kinga nu poți ști niciodată la ce să te aștepți. Trece foarte ușor dintr-o tabără în alta, niciodată nu știi ce gândește cu adevărat și este imprevizibilă întotdeauna în deciziile pe care le ia. A doua șansă de supraviețuire pentru George este Raluca, noua concurentă care pare destul de hotărâtă în privința lui, iar el, în ciuda tristeții pe care încearcă să ne o arate, pare interesat de ea. Așadar, George sau Alin, voi cine credeți că va fi propus? Eu merg pe mâna lui George. La fete este și mai simplu. În acest moment pare că singurele dividende din casa fetelor sunt Kinga și Nicoleta. Andreea părând că s-a integrat perfect în Alianța Bandiților. Iar cum Kinga a făcut parte din tabăra bandiților, ba poate că încă face parte, singura propunere pe care eu o văd în acest moment este Nicoleta, mai ales că aceasta a supărat-o rău de tot pe Bianca în această săptămână. Încă o dată repet, nu sunt informații, sunt opinii personale. Cam atât momentan, până data viitoare, toate cele bune vă doresc!